Salut! Să vedeți șmecheria dracului ce a venit pe cablu și paranghel acum, lui Iohannis. Că e treabă la soală, la care nu s-a gândit în viața vieților lui, amin. Știți că a fost scandal cu Chiove și acum vreun și ceva, când aia vreau să o dea afară, el vrea să o țină, acum la el însemna peste cinci luni și tot așa. Știți povestea, nu vă spun, că e, e grea, o știe toată lumea. Chioveșii, bun, o să vă explic un pic cam care e șmecheria, ca să înțelegeți un pic lucrurile, așa, simplis, ca să nu stăm să vă ocup timpul aiurea. Chioveșii a fost șefa DNA și dna a fost o instituție care a fost înființată de către români chipurile, dar ea nu este înființată de către români, ea a fost înființată la presiunile venite din afară, de la american, de la UE, a fost înființată instituția asta prin care să controleze politicienii. Da? Adică DNA-ul este instituția de forță a stăpânilor noștri, ăia de nuie și din sua, care în momentul când un politician nu vrea să facă ce îi se spune, bine îi spune, stai și a că te băgăm la DNA și să vezi anchete acolo și tot așa. Iar aștia șefii de la DNA sunt puși de ăia de acolo. Da, deci nu sunt puși de noi. Ăsta este motivul pentru care lui și după ce a plecat din DNA-ul în România, i s-a făcut, i s-a creat un post special ca șef al parchetului UE care investigează în toate țările UE fraude cu fonduri UE, cu bani UE, cu ce vreți voi. Nu știu exact 100% cu ce se ocupă chestia aia, dar asta facem în principiu. Da? Acum vine șmecheria, pentru că ăștia la UE vor să înființeze o structură asemănătoare DNA în țările membre, care să fie o structură suprastatală, adică nu se nu este subordonată niciun fel, niciunei entități juridice din țară și niciunei entități politice și administrative din țară. Este subordonată direct uh, Comisiei Europene, adică parchetul ăstuia coordonat de Chioveșii și care face anchete în țara respectivă, uh, anchete UE în țara respectivă, cu procurori, cu tot ce trebuie, pentru chestiuni care vizează competențele pe care le au. Da, deci e un fel de DNA din ăsta făcut de în România acum ceva mulți ani, până 2005, de la presiunile ăstora, acum UE vrea cumva să delimiteze de american, pentru că DNA-ul era făcut și cu SUA. Da, la presiunile lor s-a făcut în principiu. Și să-și facă propria structură de asta suprastatală. Iar doamna Chioveșii, care este șefa parchetului ăsta, vine acum și dă una peste meclă lui Șparanghel, pentru că Șparanghel s-a chinuit în ăștia șase ani de mandat pe care i-are, să subordoneze justiția. Și a reușit să facă treaba asta. Nimeni de justiție nu mai mișcă nimic. Nici de nea nimeni. Decât dacă are avizul de la șparanghel. Da? Și acum vine uie și zice, ia mă, pasta pe care tot o susține, asta e că s o bagă cu asta acum. Și o să vă ancheteze și pe voi și pe aia și pe pene... Nu știu dacă pe pene, asta o să vedem. Rămâne de văzut. Pentru că iar citeam acum câteva zile pe Facebook uh, o chestie pe care a spus-o un țăran, că atunci când banul vorbește, legea tace. Și cam asta se întâmplă. E o chestiune extrem de reală și extrem de adevărată și extrem de, de, de mișto. Toată chestia asta pe care a spus-o țăranul ăla care nu avea foarte multe școli. Da? Cam cu asta s-a trezit pe cap și paranghel. Și asta este ceea ce trebuie să fac acum și paranghel cu și Trebuie să diluască cumva. Trebuie să facă ceva că s-ar putea să îi salte pe ăștia ai lui. S-ar putea să nu fie foarte ok. Dar o să vedem asta. O să vedem că s-ar putea să nu fie așa. O să vedem ce s-a întâmplat. Ideea este că are o problemă după ce s-a străduit atâta timp să subordoneze justiția și să-și justiția. Asta s-a întâmplat. Mulțumesc cam atât, dă click pe subscribe și pe clopoțel să te eu tocmai pun filmulețe pe aici și aștept și la următoarele filmulețe. Mulțumesc la revedere!